Bună ziua! Am ținut să fac această filmare cu o salată rapidă care poate fi consumată cu o friptură, cartof pire sau pur și simplu fără nimic, doar salata. Salata conține ardei galben, ardei roșu, ceapă, se poate folosi în această perioadă ceapa verde din grădină, roșii, castravete, se poate observa, arată superb, un pic de ulei, de preferință ori ulei de măsline, ori ulei de floare soarelui, sare, piper, iar după gust se poate pune mărar proaspăt din grădină în această perioadă, cine are, sau frunze de pătrunjel. Vă spun, această salată este o delicatese. Roșiile sunt roșii mici, roșii de party. Au gustul natural de roșii. Cele mari mi se par prea umflate și parcă nu au nicio aromă. Deci cele micuțe chiar au gust de roșiile alea din trecut, din vremuri. Arată superb. Această salată este rapidă de făcut, foarte bună la gust și, după cum am spus, merge la orice garnitură. În această perioadă se poate folosi, se poate consuma cu mare, mare plăcere. Eu vă doresc poftă bună și vom repeta o dată compoziția salatei. Roșii tăiate fiecare în funcție de cum vrea, mai mici, mai mari. Eu am folosit roșii party, sunt cele micuțe. Castravete, castravetele normal cel mare. Ceapă, eu am folosit ceapă verde din grădină. Ardei galben. Ardei roșu. Am pus sare. Ulei de măsline. Sau, după cum am pus, ulei, măsline, floarea salului. Și mărar proaspăt din grădină. Această salată este nemaipomenită. Eu vă doresc poftă bună, multă sănătate și o zi frumoasă tuturor. La revedere!